La Biserica Sfântul Ștefan din municipiul Zalău, duminică după slujbă, s-a sfințit și binecuvântat un imens tricolor, care a cuprins parcă într-o îmbrățișare pe toți cei prezenți. Tricolorul, lung de câțiva metri, a fost pus în fața altarului, astfel că toți cei care intră în biserică sunt cuprinși de emoție și de sentimentul de patriotism. Toate conferințele și simpozioanele și expoziții și câte s-or mai face vor fi sub această deviză a Unirii. Și noi așadar am înălțat prin acest tricolor un omagiu eroilor neamului. De altfel, culoarea minte, dacă suntem noi la fiecare liturghie ne pomenim eroi. Zice acolo, încă ne rugăm la ieșirea cu darurile, pomenim pe toți eroii, ostașii, căzuți pe toate câmpurile lupte, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român. Să lăsăm să pătrundă aceste cuvinte în sufletele noastre. Că multe au făcut atâția pentru noi să vorbim această limbă, să trăim în acest duh de libertate. Ministrul de război, Ioan Rășcan, în 1921 spunea: preoțimea militară care a însoțit armata în timpul războiului a fost mai presus de orice laudă. Ca adevărați apostoli, preoții n-au părăsit un moment postul lor sfânt și de onoare. Ajutând ofițerimea, care ar putea duce la glorie trupele. Sunt cuprins de omenească emoție, pentru că, iată, astăzi am prilejul să mă adresez dumneavoastră, să transmit câteva gânduri unor oameni împreună cu care am îngenunchiat deseori, rugându-ne împreună pentru toți cei dragi ai noștri, pentru cei plecați de la noi, dar și pentru cei ai nimănui. Mâine este Ziua Culturii Naționale. Și în urmă cu 8 ani, în anul 2010, legislativul țării a hotărât ca în fiecare an, la 15 ianuarie, să sărbătorim această zi, așa cum am spus, fiind Ziua Culturii Naționale. Socotesc potrivită această alegere, gândindu-mă mai ales la faptul că în 15 ianuarie 1850, într-un spațiu cu prețuire pentru cultură, pentru educație și pentru credință, s-a născut omul de plin al culturii noastre naționale, poetul Mihai Eminescu. Viața lui a fost o armarnică luptă cu sărăcia, zicea Alexandru Vlahuță. Dar cu toate acestea, cu toate greutățile materiale pe care le-a avut, el și-a iubit țara și poporul în care s-a născut, a vorbit în opera sa mereu despre sentimentul național, despre patriotism, despre obiceiurile și tradițiile noastre românești, despre credință și mai ales despre dragoste. Aceștia au fost pilonii și reperele și valorile care ne-au ajutat să rezistăm ca popor și ca națiune de-a lungul scuciumatei noastre istorie.
Mi-e foarte greu să înțeleg de ce astăzi sunt voci, și din păcate din ce în ce mai multe, care încearcă să ne explice nouă românilor că a vorbi despre sentimentul național, despre patriotism, sunt lucruri demodate. Păi cum să fie demodat? Să vorbești despre lucruri care înseamnă să-ți ajuți țara, făcându-ți datoria acolo unde ești, să-ți asumi ceea ce ești, cu bune și cu rele? Cum să fie demodat să vorbești despre dragoste, despre care vorbea și Eminescu, atâta vreme cât cea mai grea boală a societății noastre contemporane este deficitul de dragoste? Or fi importante toate conceptele europene, fără îndoială, nu pun la îndoială acest lucru. Dar reperele noastre și valorile noastre pe care le-am amintit nu sunt oare la fel de importante? Având pe Iuliu Maniu plecat de județul Sălaj, cred că noi, sălăjenii, suntem privilegiați în anul centenar. Și pentru că avem obligația morală de a-l sărbători cum se cuvine, avem și bucuria de a-l sărbători într-un fel aparte. Și am început acest lucru încă de anul trecut, prin 22 decembrie, când am lansat centenarul în Catedrala Sfânta Virgilia, și eu sunt convinsă că mulți dintre domnile voastre ați fost și v-ați bucurat. Și ne-am bucurat împreună, așa cum facem și astăzi. Dar Iuliu Maniu, plecat din Sălaj, care a avut o singură casă, o singură casă, a fost singura lui avere, fizică vorbind, casa lui Iuliu Maniu încă nu este reabilitată. Iar noi, sărăjenii, avem bucuria de a intra în istorie în acest an, să punem umărul, mâna fiecare pentru a face acest lucru. Și vă spun asta pentru că în 16 februarie, adică peste o lună, vom da startul unei campanii de binefacere, a unui eveniment caritabil, în cadrul unui eveniment mai mare, când vom face cu toții donații pentru Casa Memorială de Maniu. Fiecare sălăjan care va dori, își va putea lega numele de asta. De la reabilitarea Casei Memoriale a Iuliu Maniu, care la 1 decembrie ne va aștepta cu toții așa cum a fost ea cândva, atunci când Iuliu Maniu s-a născut. Vă invit și vă mulțumesc totodată acelora care ne veți fi alături în 16 februarie și pe tot parcursul anului 2018. Este Ziua Culturii Naționale, este anul centenar, să ne bucurăm împreună pentru că avem toate motivele. Pentru că Dumnezeu ne-a binecuvântat, ca mea, ca țară. La finalul evenimentului, corul Gloria Dei, condus de profesoara Maria Porumb, a dus un omagiu emoționant prin cântec României.